Vă spuneam că vine un anunț din partea jandarmeriei. Deja au fost sancționate 4 persoane de către jandarmi. În direct cu noi este purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei. Bună ziua, domnule Iacob! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Spuneți-ne exact care este situația în acest moment. Câte persoane au fost amendate? Ce amenzi au fost date? Situația la acest moment, în completarea precizărilor pe care le-am trimis ieri, stă în felul următor. În cazul agresării domnului Orban Ludovic au fost identificați 4 contravenienți, împotriva cărora au fost aplicate 4 amenzi, în valoare totală de 3.000 de lei, pentru fapte și gesturi obscene și adresare de injurii în spațiul public. De asemenea, în cazul celui de-al doilea parlamentar care a fost implicat într-un eveniment neplăcut, a fost identificat un contravenient, pentru acesta fiind aplicate 3 sancțiuni contravenționale în concurs, în valoare totală de 1.500 de lei. De asemenea, este foarte important de precizat și faptul că jandarmii au întocmit un act de sesizare pentru organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirii faptei de tulburare a ordinii publice. Extrem de importante aceste precizări. Domnule Iacob, o ultimă întrebare la audier, pentru că sigur persoanele care au fost sancționate au avut discuții, au fost audiate de către colegii dumneavoastră. Aveți idee dacă au spus, dacă au fost puși sau ce s-a întâmplat, de ce aceste agresiuni? Acest detaliu nu face obiect de interes pentru colegii mei. Aceștia s-au rezumat strict la faptele comise și la sancțiunile contravenționale pe care le putem aplica în această situație, pentru că asta este ceea ce legea ne permite să facem. Jandarmeria a fost un factor de echilibru în adunările publice din ziua de ieri. Colegii mei au acționat cu tact și cu disponibilitate pentru dialog, ocazie cu care îi felicit pentru modul profesionist în care și-au făcut datoria. Și putem să ajungem la concluzia că a fost o adunare publică desfășurată în siguranță pentru participanți care, să nu pierdem din vedere faptul că s-au aflat în afara legii, au avut un protest neavizat și nedeclarat conform cadrului legal în vigoare. O ultimă întrebare ca să lămurim situația. Fiecare dintre cele 4 persoane care sunt în aceste momente acuzate că l-au agresat pe fostul premier, fiecare dintre ei a fost amendat cu câte 3.000 de lei, corect? Nu, este vorba de câte o sancțiune de 500 de lei pentru fiecare persoană, o valoare totală de 3.000 de lei. Atunci vine următoarea întrebare, domnule Iacob, pentru că este nevoie să înțelegem persoana care l-a amenințat și l-a urlat după deputatul UDMR, Cioma Botond, a fost amendat cu 1.500 de lei? Da. Și atunci de ce această diferență între cineva care lovește și cineva care amenință și urlă, înjură? N-aș putea să fac eu precizarea asta. Este în sarcina agentului constatator să aplice sancțiunea în conformitate cu fapta pe care o constată cu propriile simțuri. N-aș putea să ofer mai multe detalii pentru că nu le dețin în acest moment. Bun, atunci o să revenim cu întrebări și așteptăm lămuririle, diferența între 500 și 1.500 de lei aceste amenzi. Mulțumesc foarte mult, domnule Iacob, pentru intervenție, de asemenea pentru aceste explicații. Ni se alătură doamna